Domnilor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la Jurnal. Pentru început vă prezint principalele titluri ale ediției de astăzi. Neatenție la volan provoacă din nou accidente. Șoferul unui autoturism a intrat în plin într-un autobuz ce încerca să iasă dintr-o benzinărie. Deputatul Ioan Oltean îl apără pe Traian Băsescu în scandalul legat de agresarea unui copil acum 5 ani. Colegiul Național Liviu Rebreanu a fost clasat în topul celor mai bune 10 licee din țară. Polițistele din Bistrița s-au opozat și în acest an pentru calendarul Prolex. După câteva săptămâni bune de lucru, noul calendar a fost lansat astăzi. La eveniment au fost invitate polițistele care au avut curajul să pozeze pentru un scop nobil, dar și părinții tinerei polițiste care a decedat în accidentul de la Rupia. Dacă anul trecut calendarul a fost lansat în scopuri caritabile, numărul din acest an este dedicat colegei lor, Ana Maria Cherecheș, polițista de 24 de ani, care și-a pierdut viața în accidentul din 20 octombrie de la Rupia. Cele 12 polițiste care au realizat calendarul prezintă câte o lună din an, alături de poza lor fiind transmis și un mesaj de prevenire a violenței în familie, a accidentelor rutiere sau a furturilor. De asemenea, circa 400 de exemplare, e vorba de calendarul de masă, mărimea 20 pe 15, deci de birou, cum s-a spune. Depinde de uzitarea fiecăruia în funcție de unde o să o dă. În principiu, se va da, deci calendarul se va distribui către membrii, se va distribui către instituțiile partenere ale Ministerului de Interne ale Muncii noastre și, în mod evident, normal, către dumneavoastră pentru popularizare. Și, cred, logic, mesajele fiind de prevenire, o să căutăm o metodă, dar nu comercială, pentru că nu putem face comerț cu tot ce e în calendarul ăsta, către publicul ăla. Însă, da, bineînțeles. Să notificăm câte vreme am avea sponsor și polițistele bistrițene speră ca mesajul lor să-i determine pe oameni să fie mai atenți în trafic și în viața de zi cu zi. Traficul rutier și este nu călca pedalele de accelerație, ci dragi, te așteaptă să ajungi cu bine acasă. Spune-ne ce te-a determinat să pozezi pentru acest calendar. La fel cum a spus și colegii mei, am vrut să facem prevenire, să nu mai fie atâtea accidente și abuzuri și lumea chiar să înțeleagă că este foarte importantă viața și avem multe alte lucruri mai importante de făcut decât... Crezi că va avea succes acest calendar? Da, cred. Și cred că va avea un impact foarte mare asupra cetățeanului. Ce? Solidaritatea pentru colega noastră, solidaritatea pentru înțelegerea mesajelor, înțelegerea muncii noastre, pentru că de obicei oamenii vin la noi în momentul în care se întâmplă ceva. Noi vrem să prevenim acest lucru atenționându-i că se poate întâmpla, deci să fie atenți la ceea ce e în jurul lor, la ceea ce fac, pentru că atât acțiunea cât și inacțiunea unui om pot determina un eveniment, producerea unui eveniment. Despre octombrie, ce să vă zic, dacă sper să oamenii să înțeleagă acel mesaj. Cele 300 de calendare vor fi distribuite la instituțiile din județ. Imaginea Anei Maria Cherecheș se află pe prima pagină a calendarului. Neatenția la volan provoacă din nou accidente. Șoferul unui autoturism a intrat în plin într-un autobuz ce încerca să iasă din benzinăria Gomarlux. Din primele cercetări, se pare că șoferul autovehiculului de transport persoane nu l-a observat pe celălalt participant la trafic, iar impactul a fost inevitabil. Accidentul s-a produs aseară în jurul orei 22 la ieșirea din benzinăria Gomarlux din Vișoara. Potrivit polițiștilor veniți la fața locului, se pare că vina este a șoferului care conducea autobusul. Acesta nu s-a asigurat înainte să iasă din incinta stației de alimentare. Accidentul s-a produs în cartierul Vișoara din municipiul Bistrița, la ieșirea dintr-o benzinărie, pe fondul neacordării de prioritate. Conducătorul autobuzului a ieșit din stația Peco, nu s-a asigurat și a intrat în coliziune cu autoturismul Mercedes. În urma accidentului a rezultat doar pagube materiale, fără a fi victime omenești. S-a încheiat un proces verbal, urmând a se despădubi daunele prin societatea de asigurare. Insul nu e continuă aici, trebuia să... A încălcat autobuzul sau a ieșit în trafic? Deci, inițial, conducătorul autobuzului declară că a vrut să vireze stânga, deci urma să încalce această linie continuă. Dar n-a încălcat.
Nu a ajuns până acolo. Autobuzul zice, șoferul autobuzului spune că aici este capăt de linie și că este o practică frecventă, așa fac de obicei, este normal? Nu este normal. Normal trebuie să vireze dreapta, urmând să întoarcă unde este permis de lege. Ce veți face vis-a-vis de firma de transport, dacă ei fac aici capătul de linie și întoarcere? Păi, vis-a-vis de o să avem în vedere situația respectivă, urmând să patrulăm mai mult pe acest tronson. Și dacă se vor constata nereguli, vom lua măsurile legale. Poate să fie și ceața o cauză? Poate, sigur că da. Vizibilitatea foarte redusă, fiind ceață densă. Ce riscă șoferul autobuzului? Șoferul autobuzului va primi o sancțiune contravențională și îi se va suspenda permisul de conducere pe o perioadă de 60 de zile. Șoferul autobuzului susține că, din cauza ceței dense, nu l-a observat pe celălalt participant la trafic. M-a asigurat în stânga, m-a asigurat în dreapta, era o distanță mare, vizibilitate redusă. Am apreciat o distanță suficientă în care să evit, pentru că nu avem ce să evit, pentru că m-am asigurat și stânga și dreapta. Și asta e, s-a întâmplat. Vizibilitate redusă, camionul parcat aici, care e așa și... Nu știu, poate a fost și domn și mai mult ca sigur, la o viteză mare. Asta e, altfel nu-mi explic, pentru că în momentul în care m-am asigurat era o distanță foarte mare. Putea să tragă 3 autobuze în unul singur, tot o fracțiune de secundă. Poate verifica și acul, dacă s-a oprit, dacă s-a oprit. Nu mă consider vinovat cu absolut nimic, deci am respectat întocmai absolut totul, nu mă consider vinovat deloc. Asta e. Din fericire, șoferul mașinii mici nu avea viteză, însă nu a reușit să evite impactul. L-a ciocolit un pic stânga, ca mașina e îndoită. Am încercat să trag stânga, mă gândeam că nu știu, poate că reușesc să... Cum s-a întâmplat? Dintr-o dată sau cum? Așa brusc, n-am apucat nici prea multe să... Aveați viteză mare sau v-a ieșit dintr-o dată? Nu, nu exagerat, dar l-am văzut târziu. Era camionul ăsta parcat, nu a văzut nici el probabil și a ieșit mai mult. Dar vi se pare normal aici să întoarcă autobuzul? Nu, aici am în discuție. De ce? Benzinărie și linie continuă, aici nu. Okay. Se întâmplă cele mai multe. Șoferul care conducea autobuzul s-a ales cu o amendă de 360 de lei și s-a reținut permisul pentru o perioadă de 60 de zile. Problemele cetățenilor legate de intrarea în posesie unor parcele de pământ au fost ieri motivul întâlnirii dintre prefectul Cristian Florian și reprezentanții mai multor localități de pe raza județului. Din cele aproximativ 15 cazuri prezentate în cadrul ședinței, majoritatea au primit aviz favorabil. Cam fiecare lună, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor s-a întrunit pentru a rezolva mai multe probleme. Printre acestea se numără validarea unor loturi de pământ și schimbarea unor suprafețe de teren aflate în posesia cetățenilor, precum și modificarea unor titluri de proprietate. Majoritatea problemelor dezbătute de reprezentanții comisiei au fost soluționate. Peste 100 de nevăzători din întreaga țară s-au întâlnit ieri la Bistrița, în cadrul adunării generale a Asociației Nevăzătorilor din România. Reprezentanții celor 30 de filiale din țară au votat noul statut al asociației și au discutat problemele cu care se confruntă nevăzătorii. Președintele Asociației Nevăzătorilor din România, Radu Sergiu Ruba, împreună cu președinții celor 30 de filiale, a hotărât că vechiul statut nu mai răspunde noilor cerințe ale anilor 2010, așa că au adoptat unele îmbunătățiri. El a fost bun, numai că vremea trece, realitatea se schimbă și noi trebuie să ne adaptăm.